Salut! Alex din nou. Astăzi o să vă prezint Mercedes M350 4x4, modelul din 2014. Este o mașină care, din start, de cum te uiți la ea, indiferent de unghiul în care o vei privi, îți dai seama din start că discutăm de o mașină care îți are o anumită prestanță, își face simțită prezența, îți exprimă siguranță, încredere, stabilitate, tot ce caracterizează marca Mercedes mai bine. Dacă ne uităm la ea, e destul de masivă, nu discutăm de un puiuț de SUV, e dita mai SUV-ul. Pe aceeași platformă se face și varianta de GL, care e cu 7 locuri și este un pic mai lung decât acesta. E varianta cu motor de 3 litri, 258 de cai, dar asta o să le discutăm și când mergem. Acum, în timp ce ne uităm la acest bot impunător, nu avem cum să nu remarcăm la abundența de crom, care o folosește Mercedes din ce în ce mai mult în ultimul timp. Și sigla, cum spunea prietenul meu care astăzi n-a vrut să mă însoțească pentru că este bolnăvior, sigla de la Actros. Așa. Faruri xenon, lumini de zi cu LED. Așa. Și cam dacă ne mutăm în continuare, vedem din nou același lucru. Pachet crom prezent peste tot. O gardă la sol foarte generoasă, cred că discutăm de aproximativ 30 de centimetri și aceasta este pe varianta de suspensie standard. Și în spate, cum altfel decât tot crom. Crom din abundență, dar sincer eu zic că e bine făcută ca și design, nu e ceva prea opulent, prea strident. Nu discutăm de bling-blingul american. Blocuri optice mari, blocuri optice cu LED și aici în spate producătorul spune că avem 680 de litri parcă. Oricum este cam cel mai generos portbagaj, îl bate doar XC90-ul și chiar este curată de rezervă. Așa, bun. Haionul, cum ați văzut, s-a deschis, este electric, suplimentar. Pe această mașină avem montat și cârlig. Cârligul este tot acționat electric. Vedeți, el coboară și se strânge sub mașină. După care este eliberat și revine la locul lui. Hai să vedem cum stăm în ea. Închidem jucăria asta. Pe ce parte, Gabi? Acolo sau aici? Dincoace, hai! Uite, înainte să ne urcăm, suntem în zona asta unde se observă mai bine. Mașina este echipată cu jantele de aliaj pe 19 și cu niște anvelope Michelin care sunt aproape noi, dacă nu chiar noi, aș spune. Sunt de vară, dar sunt noi. Ia să vedem. E, și ce avem noi aici? Avem DVD-uri în tetiere. Nu funcționează pentru că n-am pornit încă mașina. Dar uitați-l aici, sunt originale, sunt comandate din partea din față și pe lângă asta mai avem și o telecomandă. Așa, trapă panoramă, numai bună de vizitat cheile bicazului, treci prin chei și copiii din spate se uită la munte, asta dacă nu se uită la el în timp ce dansează pe DVD-ul din tetieră. Loc la picioare mare. Și din păcate nu am etalonul meu de 1,93 m ca să vă spună exact cât de bine se stă, dar ar fi încăput și el. Mai mult de atât, chiar dacă în Mercedes, în M, va sta o persoană foarte înaltă în spate și își va da la maxim scaunul spre voi, iar voi sunteți o persoană înaltă, vedeți că scaunele acestea sunt bine gândite și au niște scobituri în care va intra genunchiul, astfel încât să nu dați tot timpul să fiți lovit de banchetă. Așa. Știi că, uite, eu tot timpul mă enervează că nu spune anumite chestii, dar e constructiv când e și el. Așa trebuie să mă chinui, răgușesc și sunt și eu un pic răcit, dar mă rog, ne descurcăm. Bancheta e moale, cotiera e sănătoasă,
pot ambii pasageri din spate să-și țină mâna liniștit, nu e o cotieră din aceea micuță și vai de ea, și cu suport de pahare. Bun, asta a fost în spate, mă mut în față, pornim și vedem cum e și de acolo. Ne-am urcat la volan și acum pornim. Am să fiu sincer cu voi, mi-am luat niște notițe pentru că fiind singuri, fiecare... De fapt, atunci când suntem doi, fiecare vine cu partea lui de completare, fiecare are ceva de adăugat. Nu știu, poate că mie mi-a plăcut mult partea de tehnică, Bogdan i-a plăcut partea de confort, dar așa fiind singur, nu reușesc să țin minte absolut tot, s-a mișcat GoPro-ul, sper să filmez în continuare bine. Discutăm despre o mașină care este emblematică. E superbă, e elegantă, e confortabilă, e arhicunoscută. Nu știu dacă am chiar atât de multă prestanță eu ca și persoană pentru valoarea acestei mașini. Este echipată cu motorul de top diesel. Ele vin cu două echipări, motorul de 2.2 biturbo, 204 cai putere și acesta de 3 litri de 258 de cai putere. A fost introdusă pe această generație, generația a treia a Mercedesului M-Class, unde i s-a și schimbat denumirea. Mercedesurile până acum erau ML. Această generație este generația de tranziție care face trecerea de la ML-ul vechi la cele care se produc acum. Practic, ele s-au schimbat și nu se mai denumesc M, ML și așa mai departe, ci au trecut pe clasele G, GLE, GLC, GLS și acesta a făcut trecerea între ele. Ca și tot timpul trebuie să mă uit la GoPro-ul ăla și mă enervează de mor, am făcut o decizie proastă cu suportul respectiv, dar asta e, nu am ce să-i fac. Bun, motorul este unul cu 6 pistoane în V, cu un cuplu uriaș, are aproximativ 680 sau 620, nu mai știu exact, dar imediat 620 de Nm. Ca să facem o comparație, este un cuplu mai mare decât a BMW-ului X5. Practic, aici este și comparația care mereu vă va veni în minte. Q7-le, din păcate, a rămas puțin în urmă. Q7-le nu s-a mai schimbat deloc pe generația aceasta. Abia acum, pe 2017, s-a schimbat. Dar bătălia între acești giganți este dusă între M-ul de la Mercedes și X5-ul de la BMW. Față de X5 avem o putere asemănătoare, 258 de cai, dar cuplul la Mercedes este mult mai mare, lucru ce îl face să atingă 100 mai repede decât X5-ul. El ajunge acolo la 7,4 secunde, în timp ce X5-ul ajunge pe aproximativ 8 secunde. În schimb, viteza maximă este cu puțin mai mică decât cea a BMW-ului, are 224 de km la oră viteză maximă, în condițiile în care bolidul acesta are aproape 2 tone 200. E enormă, e masivă, e grea, e sănătoasă și asta se simte și pe stradă. După cum se așează pe drum, mașina e ce trebuie. Am uitat de consum, mă scuzați. Să intru și să-l resetez, trip. Resetăm, da, că e destul de important la această mașină ce valori putem obține pe consum. Producătorul spune că va consuma circa 6 și ceva în afara localității și 8,3 în localitate. Puțin cam optimiste cifrele, dar na, nu putem acum să le luăm avântul și să-i contrazicem. Trebuie să le dăm și lor pezare până la proba contrarie. Știți că întotdeauna o mașină aproximativ un litru îl ia în plus față de ceea ce anunță oficial producătorul. Bun. Stați să mai văd vreo două cifre. Ați spuneam că are aproape 2 tone 200, are 2170. Deci mi-a lipseau 30 de kilograme și atingea 2200. Suntem la interior. Observăm.
linii simple, dar foarte elegante. Practic e exact ceea ce definește și marca Mercedes. Nu e agresivă, nu e agresivă cum o face concurentul bavarez, care este agresiv și la exterior și la interior. Nu, aceasta este simplă, este serioasă, comenzile foarte, foarte simplificate, puse la locul lor, ușor de atins, ușor de intuit unde sunt. Și că tot am ajuns la comenzi, hai să le și luăm în parte. Navigația comand este navigația mare, după care vine sistemul de infotainment cu slot pentru card, urmat de butoane foarte, foarte, foarte elegant făcute. Dacă vă uitați la ele, sunt dintr-un soi de aluminiu, dar e așa un material, un aluminiu satinat. E foarte luxury, aș spune. Practic mașina face parte din gama premium, dar cred că ai putea să spui un pic că se duce și spre gama luxury. E bine finisată. Încălzire în scaune, sistemul de asistență ABS, SP, ASR, funcție eco, prezentă cam pe toate mașinile în zilele noastre, e sistemul de start-stop arhicunoscut. Senzorii de parcare, care în mod automat impun și sistem de parcare automată. Mercedes-urile vin cu aceste sisteme. Și mai jos, dacă ne oprim, o să dăm de un sistem de climatizare care este simplu, întâlnit pe toate Mercedes-urile, toate au același sistem, termotronic, parcă îi spun ei, dar e unul foarte bine echilibrat, care procesează informațiile repede și te ajută să ajungi la temperatura dorită imediat. Așa. Pe consola centrală avem aici un spațiu de depozitare, încă două cup holdere, care cred că sunt și încălzite, habar n-am, dar mă voi documenta și am să vă anunț. Așa. Și aici e sistemul de infotainment, unde adică comenzile de la infotainment, uitați, avem zoom-ul la hartă și așa mai departe. Și aici avem comenzile pentru downhill assist și pentru funcția off-road. Mașina vine echipată și cu funcție off-road. Te rulăm cu 80 la oră, am mers până acum doar legal, mașina a înregistrat până acum un consum de 7,1%. Bun, o cotieră care este uriașă și aici înăuntru aveți și USB-ul. Așa. Comenzile la Mercedes pentru scaunele electrice sunt poziționate pe ușă. Și suplimentar față de aceasta mai aveți o comandă pe scaun pentru suportul lombar, să vi-l stabiliți cum vreți, plus comenzile de geam. Acum că am deschis subiectul acestui scaun, prin comparație, scaunele cele mai simple de la Mercedes sunt superioare competitorilor. Și lucrul acesta este realizat datorită rigurozității cu care Mercedes pune accentul pe confort. Ei nici măcar nu au acceptat ca un producător să le facă scaunele. Mercedes își produce singur scaunele, nu le cumpără de la vreun producător anume. Hai că o să întorc acum. Avem consum de 6,6. Uite că producătorul nu a fost departe, dar repet, mers legal, ceea ce nu multă lume reușește să o facă, adică să conduci și legal, condiții ideale și așa mai departe. Și acum hai să dăm o repriză, să vedem cum urcă. Oh, și uite cuplu. Uite cuplu, uite cum se duce. Da. Am prins un pic de viteză, GoPro-ul a plecat și el. Păi nu-i place să stea la locul lui. Hai mă, așează-te. Așa. Rulăm
cu un zgomot de fundal aproape inexistent. Tocmai mi-a vibrat volanul pentru că a văzut că mă duc spre exterior. Mașina are sistemele de siguranță, are lane assist, side assist și pilotul auto-adaptiv. Bun. Spuneam de zgomot. Nu prea îl simți. Rulăm cu aproximativ 100 de km la oră și afară bate vântul destul de puternic, iar traficul este semnificativ. Ei, nu pot spune că am un zgomot de fundal care să mă deranjeze. Zgomotul de rulare este foarte, foarte mult redus. Am senzația că sunt într-o limuzină de lux. Parcă sunt în A8, ceva de genul. Și că tot veni vorba de limuzine, dacă ar să fac comparația, suspensia, deși este cea pe standard, suspensie pe arcuri, nu suspensie pe perne de aer, mie mi se pare că absorbe foarte, foarte bine denivelările. Ca și avantaje e și faptul că e mult mai puțin costisitoare față de suspensia pneumatică, plus că aveți și un preț de achiziție mai bun la suspensia standard. Mașina de nouă, dacă ar fi să o luăm pe varianta de bază, unde plecăm cu o echipare cu motor de 2.2 de 204 cai și o tracțiune 4x4 cutie automată, pleacă de la 61-62.000 de euro TVA inclus. Echiparea actuală cu motor de 3 litri, panoramă, xenon, pilot auto-adaptiv și toate nebunile care vi le mai spuneam mai devreme, cred că lejer va sări de 80.000. Părerea mea, n-am testat, n-am făcut un configurator pe site-ul Mercedes-ului să văd cât ar fi acum o astfel de configurație, dar sigur un 80.000 fără probleme îi atinge. Uite, acum avem 7.5 consumul după repriza de mai devreme. Știți că mi-e tot mai greu să vă spun tot ce trebuia să vă spun, că eu n-am o regie în spate. Eu pur și simplu spun ceea ce simt. Așa. Bun. Ia să văd ce cifre ar mai fi de discutat. Așa. Uite că cineva ne face semn că ar fi radar. Și apropo, că mai devreme am avut niște curbe, să știți că pe suspensia standard, acolo unde nu ai opțiune de sport, rulul este destul de pronunțat. Mașina nu este la fel de fixă cum este X5-ul, că aici tot timpul am discutat. Balansează destul de mult. Să nu aveți senzația că veți sări de pe stradă, dar dacă vreți să depășiți într-o serpentină pe exterior un șofer mai leneș, veți avea un pic de tangaj, dar pe partea cealaltă gândiți-vă că gândiți-vă că voi câștigați foarte mult la confort. Adică aveți acel balans, dar pe partea cealaltă stați bine. Începusem mai devreme discuția cu scaunele și vă spuneam că Mercedes își face singur scaunele, uite de aici le reglezi și să știți că le face foarte bine. Mai există și... Da, chiar stau bine, uite o să iau pe aici în dreapta. Ei, are ruliu, dar nu e chiar... Este rulul, dar am văzut mașini și cu rulul mai mare, așa că nu, cred că acolo unde spuneau alții care au testat mașina că rulul este foarte pronunțat, au exagerat un pic, nu e chiar așa, e ok, suspensia își face ok treaba. Eu pe mine personal, ca și utilizator, fiind obiectiv, nu văd ceva care să mă deranjeze în comportamentul suspensiei, ba chiar îmi place că absorbe foarte, foarte bine. Uite, mai devreme am trecut pe la ruperele acelea de dilatație de la un pod și chiar e rezonabil pentru o mașină fără perne. Nu prea știu ce să vă mai spun. Mi-aș fi dorit să am suflorul lângă mine, cu toate că el mai tare câteodată mă încurcă. Dar dacă tot am început pe partea asta cu comparația dintre nemți, să știți că celălalt neamț, cu toate că are cuplu mai mic, el câștigă la o chestiune, câștigă la consum. Consumul de la X5 este mai micuț decât la mele,
decât la M. La noi acum este 7,1. Nu știu dacă va rămâne așa sau nu, pentru că eu acum am ajuns într-o zonă care s-ar putea Gabi să-mi o taie de pe prezentare. E zona în care am urcat cu celelalte mașini și într-un clip anterior, când am testat, băi, ce faci? De ce nu ții cu mine? Într-un clip anterior, când am testat GLK-ul cu pachet off-road, am spus că MLO-ul nu cred că poate să facă ceea ce a făcut GLK-ul. Cred că a venit momentul să încercăm și să vedem dacă MLO-ul poate să facă ce a făcut GLK-ul. Aș vrea să fie cineva cu mine ca să mă filmeze de la exterior, dar nu are cine. Așa că sunt eu cu mine și acest urs polar. Suntem echipați cu anvelope de vară. Nu știu cum e unghiul de atac, să nu agăț. Ia să vedem. Wow. Wow. Deci nu vine să cred. Parcă nu vine să mai urc o dată. Deci fără să-mi iau avânt, fără niciun fel de pregătire, mașina asta a urcat cu anvelope de vară, vară, adică nu nici măcar o protuberanță acolo, zici că sunt slicuri, cățel fugi de aici. Mi se pare fantastic. Voi ați văzut de acolo? Sper că pe filmare se vadă pe unde am urcat, adică nu e o pantă ușoară, sunt aproape 45 de grade. Nu știu dacă vă dați seama. Ia să mai încerc. Dar de ce m-ai tăiat? Mi-a tăiat puterea și n-am înțeles de ce. Uite că e puțin noroi pe acolo. Oare de asta mi-a tăiat puterea? Dar vreau să fac așa. Am decuplat și hai să vedem acum. Wow! Da. Da, mai devreme a depistat patinaj acolo și mi-a tăiat puterea. N-am ce să zic. Aș fi vrut să fie și Bogdan aici, chiar aș fi vrut. Fără nici cea mai mică glumă. Da. Bun, sunt sigur că X5 n-ar fi putut să facă treaba asta. Dar asta vom vedea când vom testa și un X5 și vom veni cu el aici. Până atunci va rămâne o enigmă. Ca idee, îmi găsesc mai greu acum cuvintele. Nu credeam că poate să facă chestiunea aia și am rămas surprins. Fapt care mă face să mă gândesc, băi, oare ce am ratat? Adică de ce nu știam eu chestia asta până acum? Da, spunea toată lumea care a testat M350, a spus cu tărie că se comportă, dintre giganții de pe piață, se comportă cel mai bine pe off-road. Eu nu prea am crezut, să fiu sincer. Eu am zis că Q7-le s-ar comporta cel mai bine pe off-road datorită sistemului 4. Dar vom afla, că sigur vom avea și Q7 și sigur vom avea și X5. Așa. Mi s-a părut că se aude ceva, mai avem sunet? Avem sunet, cum să nu avem sunet? GoPro-ul a plecat la pădure, iar nu știu ce are GoPro-ul ăsta cu mine, dar e ăsta vechi, e 8, e 7-le Black. Și cred că puțin s-a supărat pe mine că am cumpărat și un Hero și probabil că se simte invidios. Dar mă rog, bun, ne întoarcem către sediu. Mă declar impresionat de următoarele. Avem așa, avem o mașină mare, un neamț serios, care are un motor cu cel mai bun cuplu din piață pe plaja aceasta de cilindreie. Avem o tracțiune care tocmai și-a arătat aptitudinile, abilitățile de off-roader. Cu toate, n-am testat noi cine știe ce, dar hai să fim serioși.
eu nu mă așteptam pe Wood să urce cu anvelopele astea deloc. Avem un confort de limuzină, avem o gardă la sol care ne lasă să escaladăm orice borduri urbane, așa că, deși nu e legal, nu o să vă oprească nimeni să parcați mașina pe scoară în mijlocul Bucureștiului, dacă asta vreți să faceți. Avem un confort interior și o eleganță desăvârșită. Mă declar extra mulțumit de confortul interior. Îmi place. O să fiu sincer cu voi, cred că în zilele următoare am să merg cu ea prin oraș pentru a o testa mai mult și în cazul în care mai observ și alte chestiuni, am să revin cu completări sau poate la un următor M-Class care îl avem, atunci voi veni și cu alte adăugări care le mai consider și le mai observ la această mașină. Bun, revenind la jucăria asta albă cu care suntem acum, de la noi puteți să o cumpărați cu 34.000 de euro, adică este mai puțin decât prețul ei de nouă. Ea are o vechime de 4 ani, e din 2014, motorul Euro 6 cu aproximativ, da, să vă spun, exact acum vă spun, imediat vine băiatul, 137.000 de kilometri, cam începutul, adolescența mașinii, să zic așa. Dacă sunteți interesați să o achiziționați pe firmă, TVA-ul din acești 34.000 de euro este deductibil, vi-l recuperați de la stat. Ca și persoană fizică puteți să o luați în rate, va trebui să aveți un avans cumulat de aproximativ 6.000 de lei pe lună, sau soție sau ceva de genul acesta, 5-6.000 ar fi ok, asta era plecat. Așa, iar ca și societate, avansul minim pornește de la 15%, habar n-am cât este, că nu l-am calculat, dar probabil că se situează undeva pe la 5.000 de euro. Așa, iar rata ar trebui să se încadreze undeva pe la 500 de euro pe lună. Dar nu sunt cifre finale, nu sunt cifre oficiale, nici măcar nu sunt cifre calculate. Este doar un algoritm mental de-a meu care l-am aplicat acum pe ultima sută până la sediu. Așa. Ce să zic, dacă v-a plăcut, sper să-mi spuneți că v-a plăcut, dacă nu, aruncați cu roșii în mine pe stradă și mai discutați și cu Bogdan ca să îi treacă răceala mai repede și să meargă și el să filmeze cu mine, ca să nu mai fiu singur, că, vedeți, sunt ușor incoerent în discuție, mă pierd cu firea, sunt emotiv. Pa, v-am salutat!